Cele mai multe cazuri noi de COVID-19 înregistrate, cele mai multe decese și niciun pat liber la anestezie și terapie intensivă. Este imaginea zilei la București, acolo unde ambulanțele stau la coadă în fața spitalelor pentru a lăsa pacienții. Se întâmplă după ziua cu record absolut de infectări. Și Rusia, țara cu o rată de vaccinare similară României, a raportat al cincilea record de decese din ultimele 7 zile. Instituțiile medicale din București sunt pline cu pacienți care sunt tratați pe holuri, iar ambulanțele își așteaptă rândul în curte ca să lase alți bolnavi. De exemplu, la Spitalul Universitar din București, 6 autospeciale așteptau miercuri dimineața. Pacienții COVID urmează să fie preluați de medici în spitalul care nu mai are locuri pentru ei. Marți seara, 6 bolnavi aflați în stare gravă au fost transferați la Târgu Mureș, deoarece în București nu li s-au mai găsit niciun loc la terapie intensivă. Ministrul de Interne din România, Lucian Bode, a declarat că, în caz de nevoie, pacienții COVID ar putea fi transferați inclusiv în țările vecine. Cei mai mulți oameni care sunt internați sunt nevaccinați. La Oradea, o gravidă în luna a 7-a a murit de COVID fiind internată în secția ATI, medicii nu au mai putut face nimic pentru a o salva. De 7 zile se tratează acasă, considerând că este o patologie pe care o poate gestiona singură. Și Federația Rusă a raportat un alt record de decese cauzate de COVID-19. Rusia, care are o rată de vaccinare sub 30%, a raportat în ultimele 24 de ore aproape 900 de morți și aproximativ 25.800 de cazuri noi de infectare. Angajații din sistemul sanitar aflați sub presiune uriașă spun că de vină este reticența tinerilor de a se imuniza. Rusia, cu o populație de aproximativ 146 de milioane de locuitori, are cel mai mare număr de decese provocat COVID din Europa, aproximativ 210.000. Între timp, un studiu publicat marți în revista The Lancet arată că cele două doze de Pfizer-BioNTech sunt eficiente împotriva riscurilor de spitalizare asociate COVID-19 și contra tuturor variantelor noului coronavirus timp de cel puțin 6 luni. Cercetarea a analizat datele obținute de la 3,4 milioane de persoane din California de Sud în perioada 4 decembrie 2020-8 august 2021.